Bucuria micuților este neprețuită, așa că părinții au făcut tot posibilul ca noaptea trecută Moș Nicolae să nu lipsească din casele lor. Cei mai mulți dintre ei au lăsat sute de lei la magazinele de jucării, iar piesele de rezistență au fost mașinuțele care se plimbă pe pereți și păpușile. Jucării, bomboane, hăinuțe, cam de toate. Păpușele, cred că pentru fetițe și mașinuțe pentru băieți, ca de obicei. Ce buget ați alocat pentru Moș Nicolae? Nu foarte mare, cam 100 de lei, cred că. Merită și o jucărie. Dulciuri, cred că a luat soția. Cât buget v-ați alocat pentru Moș Nicolae? Nu știu, în jur de 50 de lei, cred, cu dulciuri. Mai mergem să mai vedem. Reprezentanții magazinelor au avut în aceste zile misiuni precise. Aceștia s-au transformat în trimișii lui Moș Nicolae. Vin cu copilași și spun că noi suntem cei care suntem mesagerul Moș Nicolae și ne lasă nouă scrisorele și spun: uite, vezi, vii aici, îi spui ce vrei Moș Nicolae, las scrisoare și moșul știe ce să-ți aducă. Și după ce s-au delectat cu darurile de la Moș Nicolae, urmează ca micuții să își pregătească deja scrisorile pentru Moș Crăciun.